Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, dați-mi voie ca în aplauzele domniilor voastre să vă prezint cea care în această zi, dar a și muncit extraordinar de mult cu vreo 2-3 săptămâni înainte, să vă prezint Orchestra de Muzică Populară Moldova din Roman. Orchestra de Muzică Populară Moldova din Roman a luat ființă în anul 2001 din inițiativa celui care este profesor de muzică și director al Școlii de Artă Sergiu Celibidache, domnul Viorel Vanzaruc. La inițiativa lui a venit din Republica Moldova cel care este maestru în arte în, să zicem, țara de dincolo de Prut și dacă este cumva prin sală, îl invit ca și dumneavoastră să-l vedeți. Este vorba de maestrul Valentin Purice, cel care a fost întâiul dirijor al Orchestrei de Muzică Populară Moldova. Dumnealui s-a pensionat, dar vreau să spun că a lăsat pe mâini bune această, să-i zicem, instituție muzicală, pentru că în momentul de față Orchestra de Muzică Populară Moldova din Roman este condusă de profesorul de instrument, profesorul de țambal, orchestratorul și dirijorul de orchestre de muzică populară, Ionel Burlacu. Orchestra Moldova din Roman, dumneavoastră, romașcanilor, vă este cunoscută și iată, prin intermediul mijloacelor mass media, este cunoscută în țară și în lume și cine știe când și această orchestră va fi vedeta unor festivaluri, unor întreceri internaționale. Doamnelor și domnilor, Orchestra Moldova va susține momentul folcloric următor. Succes, domnilor!